Dacă n-aș posta o zi, m-aș usca, m-aș ofili. Bine, mai sunt și excepții în funcție de proiectele pe care noi le avem aici la Atutec. Poate să dureze 2 zile, 3 zile, 4 zile, poate chiar timpul în care vom posta următorul video. Dar astăzi îți spun bine ai venit pe canalul de YouTube Atutec. Eu sunt Gabriel, iar astăzi vreau să-ți dau câteva sfaturi. Știu că în legătură cu sfaturile nu este bine să le dai decât atunci când îți sunt cerute. Dar eu o să vă dau azi niște sfaturi ce vă pot ajuta împotriva sabotajului la sistemul de supraveghere. Hai să începem cu primul sfat, adică, ca să spun așa, cu primul scenariu. Ce faci când cineva staie curentul? O lași baltă sau vrei să previi acest lucru? Cum faci asta? Instalezi un UPS pe sistemul de supraveghere, astfel încât sistemul să funcționeze în continuare. Scenariul 2. Ce poți să faci când cineva ți aruncă cu vopsea neagră pe lentila camerei sau încearcă să îți lipiască ceva pe lentilă? Cum poți să previi acest lucru? Verifici dacă ai activată setarea de video tempering. Acest lucru poți face din pagina web a DVR-ului, intrând pe IP-ul DVR-ului, pe Internet Explorer, sau poți verifica dacă ai această setare activată chiar și din meniul DVR-ului. Sau, un alt tip de alarmă poate fi setată la pierderea semnalului video, când cineva staie alimentarea pe cameră sau ți-o decuplează, dar mă rog, nu cred că o decuplează, mai bine o taie, astfel încât tu vei primi o notificare pe smartphone. Prima modalitate. Le puteți face din Internet Explorer, navigând pe IP-ul DVR-ului, unde avem camerele instalate. Iar a doua, le puteți face chiar și din DVR. Este același lucru, ori le faceți din Internet Explorer, ori din DVR. Începem cu prima. Ne logăm pe IP-ul DVR-ului, apoi introducem userul și parola de configurare a DVR-ului. Am intrat în modul Live View, dublu clic pe cameră, se vede camera aici. Accesez Configuration și merg la Event. La secțiunea Event selectăm Basic Event și mergem la a doua secțiune, Video Tempering. Activăm secțiunea, trasăm zona. O selectez așa pe toată camera, merg apoi la Linkage Method și selectez a treia secțiune, Notify Surveillance Center, pentru a-mi putea primi notificare pe smartphone. Dau Save. Mai verific încă o dată setările, sunt în regulă. Merg la smartphone. Merg acum la cameră și fac testul. Acopăr obiectivul camerei. Am primit notificare pe smartphone. O deschid. Ce facem în momentul în care cineva ne întrerupe alimentarea pe cameră? Ne referim strict la video loss, a treia secțiune. Dau click, o activăm. Mergem aici la Linkage Method, să primim notificare și pe smartphone, activăm Notify Surveillance Center. Dau Save și acum vom face testul pe cameră. Scenariul numărul 3. Ce poți să faci când cineva îți taie internetul? Cum poți să previi acest lucru? Foarte simplu. Instalezi un router cu tehnologie 3G, 4G de backup, astfel încât să primești notificare în continuare pe telefon. Scenariul 4. Cineva îți fură DVR-ul. Cum poți să previi acest lucru? E foarte simplu. DVR-ul este bine să fie instalat într-un loc ascuns, deoarece în DVR se află harddiscul. Și decât să desfacă carcasa DVR-ului, cred că se și grăbește hoțul în cel mai bun caz, o să-ți fure cutia cu totul, deci o să rămâi fără DVR. Foarte important, DVR-ul nu trebuie să fie găsit foarte ușor. Ce ai putea să faci dacă cineva încearcă să-ți fure DVR-ul? Poți să trimiți imaginile din DVR către un server sau către un serviciu de cloud și aici foarte important dacă DVR-ul tău suportă această funcție. Foarte tare, nu? Imaginile tale vor fi salvate. Am ajuns la finalul acestui episod și îți prezint scenariul 5. Ce poți să faci când hoțul intră în casă și tu nu poți trimite pe nimeni pentru intervenție? Cel mai sigur este să instalezi un sistem de alarmă conectat la un dispecerat de alarmă, astfel că echipa de intervenție va putea să prindă hoțul înainte să ajungă poliția. Dacă ți-a plăcut acest video și vrei să afli mult mai multe informații despre sistemul de supraveghere, îți las aici jos două videouri educative prin care te învăț cum să îmbunătățești sistemul și să afli și de mentenanța acestuia. Nu uita, like și subscribe dacă îți place ce facem noi aici. Lasă-ne și un comentariu mai jos dacă ai mai multe întrebări.
Vrei să comanzi un produs? Intră pe ia2t.ro pentru o gamă diversificată de produse. Pe data viitoare, cu episoade mai bune pentru voi!